Prefectul județului Neamț Niculina Dobrilă, președintele Consiliului Județean Neamț Ionel Arsene, primarii unităților administrativ-teritoriale din județ, dar și o parte din șefii instituțiilor descentralizate în teritoriu, au participat joi 28 iulie la videoconferința vicepremierului Vasile Dâncu. Prefectul județului Niculina Dobrilă a participat astăzi 28 iulie la videoconferința organizată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, care a avut ca teme de dezbatere modificările apărute la legea numărul 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, situația contractelor de finanțare încheiate sau aflate în procedurile premergătoare din cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală, aferente școlilor care nu dețin autorități de funcționare, alocarea sumelor necesare acoperirii pagubelor produse de inundații recente și măsurile ce trebuie luate pentru combaterea efectelor secetei. Videoconferința a fost susținută de viceprim-ministru Vasile Dâncu. Tematica întâlnirii cu principalii factori de decizie din județe a fost legată de problemele stringente ale acestei veri, stadiul derulării contractelor de finanțare în cadrul Programului Național de Dezvoltare Locală legat de modernizarea școlilor fără autorizații sanitare, alocarea fondurilor pentru acoperirea pagubilor suferite de localități în urma inundațiilor din acest an și măsurile de combatere a secetei. Alături de prefect, președintele Consiliului Județean, primarii unităților administrativ-teritoriale din județ, directorul Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară, directorul Direcției Agricole și reprezentantul Sistemului Zonal Neamț de Îmbunătățiri Funciare. După încheierea prezentării susținute de ministrul Vasile Dâncu, prefectul Niculina Dobrilă s-a adresat primarilor, solicitându-le implicare pentru finalizarea investițiilor în școli, în scopul obținerii autorizației de funcționare, acolo unde este cazul, pentru gestionarea corectă și eficientă a programului operațional de ajutorare a persoanelor defavorizate, precum și pentru finalizarea în termen a cerințelor organelor centrale. Prefectul Niculina Dobrilă a solicitat primarilor să se implice în rezolvarea problemelor legate de pregătirea școlilor pentru noul an de învățământ și a celorlalte probleme din județe. De asemenea, prefectul a informat că sumele solicitate pentru acoperirea pagubelor produse de inundații în perioada mai-iunie 2016 și aprobate prin hotărâre de guvern au intrat deja în conturile primărilor care au avut obiective de remediat sau de refăcut. Totodată, prefectul a cerut directorului OCPI să intervină cu precizări privind Programul Național de Cadastru și Carte Funciară, care se desfășoară în perioada 2015-2023, în scopul înregistrării gratuite a imobilelor de la nivelul întregii țări în sistemul integrat de cadastru și carte funciară și eliberării certificatelor pentru înscrierea în cartea funciară a posesorilor ca proprietari și după caz a dezbaterilor succesorale. Primarii au fost sfătuiți să studieze ghidurile de alocare bugetară a fondurilor și de achiziție publică, specificații tehnice de realizare a cadastrului. Astfel, primarii au fost informați că au fost elaborate următoarele documente. Ghidul primarului, ghidul de alocare bugetară și achiziție publică, procedura de alocare a sumelor, specificațiile tehnice de realizare a lucrărilor de cadastru sistematic, modelul de contract de finanțare încheiat între OCPI și primărie pentru anul 2016, fiecare unități administrativ-teritoriale fiindu-i alocată o sumă maximă de 30.000 de euro în funcție de lucrări. Totodată s-a stabilit ca după transmiterea acestor documente către unitățile administrativ-teritoriale, în prima jumătate a săptămânii viitoare, să aibă loc întâlniri zonale de instruire pe această temă. 6 primării din județ au încheiat deja contracte cu Agenția Națională de Cadastru Imobiliar. La nivelul județului Neamț, pentru 6 primării care au lucrări care se desfășoară la nivelul întregii unități administrativ-teritoriale, este vorba de Bobești, Dobreni, Săbăoani, Cortun și Tămășeni, s-au încheiat deja contracte cadru direct cu Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. În 2 din cele 6 unități administrativ-teritoriale, mai precis Dobreni și Săbăoani, de aproximativ 3 luni se lucrează efectiv, fiind încheiate contracte de execuție cu termen de finalizare în luna decembrie 2017. Săptămâna viitoare vor avea loc întâlniri zonale la Piatra Neamț, Roman și Târgu Neamț pe tematica lucrărilor de cadastru și carte funciară care se vor desfășura în perioada 2015-2023.